Vremea schimbătoare a dat peste cap planurile celor care iubesc patinajul. Gheața s-a topit prea repede sub razele soarelui, iar acest lucru se întâmplă an de an. Autoritățile din Slatina vor să ia măsuri și au găsit deja o soluție pentru a ține patinoarul deschis cât mai multe zile în fiecare iarnă. Referitor la patinoar, pentru că are o viață destul de scurtă, vedeți dumneavoastră, n-am reușit să-i dăm drum de 10 zile, vrem să găsim o soluție de a-l acoperi. Da. Pentru că soarele bate de când gheața aia și o topește. Să găsim un fel de cort, un fel de... Mi-au venit și mi-au prezentat. Plus o mașină de frezat gheața aceea să o întrețin. Un alt proiect care va asigura distracția slătinenilor se referă la amenajarea unei piste de karting la stadionul 1 Mai. Primul pas va fi asfaltarea drumului care duce la stadion și a curții, apoi depunerea unui proiect pe fonduri europene pentru reamenajarea zonei. În curtea stadionului vrem să facem un proiect, dar pe fonduri europene și fonduri europene asfaltare, cred că de 4 ani, care să cuprindă o pistă de karting. Vreau să mutăm terenul 2, actualul terenul 2, înspre lacul Bruno, acolo unde este o mașină, și să mărim suprafața de karting. Între timp se finalizează și lucrările la clubul nautic aflat în aceeași zonă, astfel cei care vor să-și petreacă timpul liber aici vor avea de ales între mai multe sporturi, începând de la cele acvatice și până la piste pentru roller, bicicliști, tir de tras cu arcul, zid pentru cățărare, un centru spa și unul pentru fitness, terenuri de tenis și mini-golf și apoi pista de karting.